vidriu. Bun venit în România. Mă bucur că avem ocazia să discutăm evoluțiile la zi în regiunea noastră și sunt convins că vom găsi soluții să consolidăm poziția Moldovei în drumul spre Uniunea Europeană. Președinte, vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că ați acceptat această întâlnire. Noi împreună am putut discuta de colegul nostru la telefon, dar sunt proscat de timp, când este într-adevăr o perioadă foarte importantă pentru Republica Moldova. Eu tot parcursul ăsta de pregătire și până la semnarea acordului de asociere și până la devenirea membru Uniunii Europene este o cale lungă și în permanență suntem în discuție, dar acum este o perioadă specială în această zonă. Și când vorbim de Republica Moldova, în aspectul ce se întâmplă în jurul nostru și în vecinătatea apropiată cu Ucraina. Deci această întâlnire, eu cred, va fi noastră de folos, cum consolida poziții noastre care noi le avem deja stabilite și vom discuta. Chiar voi cere și unele așa discuții și sfaturi în sensul realizării cursului nostru pro european. Ok.